Salutare toată lumea, eu sunt Felix și bine v-am regăsit la un alt fel de joc. În lista de jocuri recomandată de voi s-o trezi și ăsta. Ăsta vrea să fie un joc cu un YouTuber, Codin Bradea, Legion. Eu acum nu mă uit la alți YouTuberi, nici străini, nici români, pentru că prefer să lucrez și nu am timp, nici la film n-am timp să mă uit. Dar cred că ultima oară când am uitat la un melodie sau ceva de la Codin Bradea, cred că a fost acum 2 ani, deci nu știu multe despre el. Hai să vedem care e faza cu jocul, să dăm play. Am pus pe cineva înainte să se joace ca să-mi facă niște bănuți acolo, ca să dăm unlock la mai multe. Hai să dăm play, hai să vedem care e faza. Teren și alte costă cu bani. Vedem că avem niște bani, deci putem să le dăm unlock după. Hai să dăm play. Cum dăm play? Am pe aici. Am un scooter, dacă vreau un vehicul nou mă costă, să vedem care e faza. Am să dau mut la voce, deoarece băiatul ăsta, Codin Bradea, are vocea puțin mai... El amuzant, dar na, eu am canal fără vorbe din astea. Să vedem care e faza, deci, pur și simplu în jocul ăsta tot ce faci este să mergi pe un scooter. Bă frate, eu ultima oară când l-am văzut pe băiatul ăsta, Codrin ăsta, a fost acum 2 ani și o slăbit atunci. Uite, e slăbit aici pe scooter. Nu sunt la curent cu toată faza asta. Scrieți în comentariu dacă o slăbit. Bravo lui dacă a reușit. Ia uite și tu ce suple este pe scooter. Știu care e faza. El conduce un scooter, poate. Cine știe? Te duci cu jocul ăsta pe scooter. Dă-i încet și dă-i blană, frate. Dă-i blană. Am aici un buton dă-i blană. Cred că l-am scos din video că telefonul meu are ecranul mult mai mare. Deci pur și simplu ce trebuie să faci aici este să colectezi bani. Și ăsta care a făcut jocul o trimis numai cu un leu. A pus numai cu un leu, mersi, apreciez foarte mult, dați bun și aia. Bă, că am pus să joace, a făcut 6 milioane, e super, 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 super bine. Și cam asta este jocul. Cam asta e faza, dar totuși vreau să văd ceva. Vreau să mă joc și vreau să văd dacă pot să fac un scor foarte mare. Oh my god, bă, nu, hai, stai, perfect. Văd că acolo în partea aia am niște benzină pe care trebuie să o iau. Stai puțin, unde-și curc eu? Ok, controlele sunt puțin așa, dar mă descurc eu. Am un scor de... Ai de mine, bă, dacă m-ai pus, am sărit peste toți lei. Trebuie și un următoarea plan să prind și vreun 5 lei, un ceva, că totuși nu am un leu, ce faci cu un leu? Ce încep să adună și ăștia? Faci banul? Vreau să video... am o scăzut ceva roșu pe... Stai, puțin, scoate niște sunete, de fapt că iau un ban, mi se pare ciudat. Scorul de 400. Sunt tare curios dacă planșa asta are o continuitate, gen dacă este într-un loop, sau este gen când faci un scor, gen 1000, se termină. Să vedem care e faza. Dă încet, merg mai încet, am înțeles. Care e faza? Cred că asta e toată schema jocului. Oricum, am văzut că nu. Am văzut că am glumat de planșe. Dacă reușesc. Dar cu toate astea, jocul nu merge rău. E făcut ok. Cred că e făcut de cineva care a făcut prima dată sau pe a doua oară un joc. După cum se vede controlele. La începutul jocului am primit o mare atenționare. Nu deinstalează jocul, că nu se salvează, vă pierdeți banii, nu știu ce și alte chestii. O să văd imediat ce care e faza și cu inapărțios, cu bănuții. Cam asta e faza, dar vreau să fac scor 1000 și după aceea încercăm și alte planșe. Bă, că îmi dă mai mult scor pe măsură ce iau benzină din asta. Deci pe asta se bazează scorul. Cred că ar trebui puțin să metod la vale să mă încetinesc caracterul, dar nu vreau să mă opresc. Oh, 800. Stai. Oh, perfect. Ușor. Mi-a dat o benzină. Benzina asta e foarte utilă. Nu știu ce e 185 HP. Oh, nu. Oh, Codrine. Oh, perfect. 160 HP. Nu știu ce înseamnă HP. Viața mea este... Vrea să fie... Dar cu ce mi s-a stricat mașina asta? Scooterul ăsta, cu ce mi se strică? Asta e scooter din ăla de luat pizza, mi-aș fi dorit în liceu să am din ăsta. Dar n-am avut nimic. Hai să fac scorul 1900, să văd ce se întâmplă. Dacă se întâmplă ceva. Poate nu se întâmplă nimic. În jocul ăsta eu am dat mut, dar au pus expresii pe care le face băiatul ăsta Codrin în videoul lui probabil. Și unele sunt mai piperate și a trebuit să le dau mut. Pentru că pe canalul meu nu vreau să pun așa ceva, dar... Da, pentru cine se joacă și îl cunoaște, poate îi preferă cu sunet. Scor 1200! Stai că vreau să mai fac puțin. Vreau să văd ce se întâmplă. După cum vedeți, nu știu, ori mă pricep eu, ori o joc este foarte, foarte ușor, pentru că... Pur și simplu... Doar merg, doar țin apăs. Uneori nici n-apăs pe buton, uneori joc merge singur.
Deci nu pot să zici că fac ce vreau, să văd ce se întâmplă. Dacă poate trec la 1500. Înainte ce la altă planșă. Nu, deci încercăm și altă planșă, pe Dezoit. Vreau să văd ce se întâmplă. Opa, opa, opa. Văd că iau scoruri numai când iau... câți bani am luat așa, frate? Îmi place! Am 777 de lei. Deci că am câștigat la loto. 1200, vreau să văd ce se întâmplă când facem 1500 scor. Cred că e lupul ăsta, dar deși fiecare planșă, că eu am memorie bună la jocuri, mi se pare că e diferită. Fiecare... din asta, fiecare... loc în care merge, mi se pare puțin diferit față de celălalt, deci cred că nu știu să facă loop. Și mai bine așa cum spun. Deci vedem, 1380. Oh, am luat un copac de avocado. Avocado, stai așa. Ai, mergi. Avocado, unde te grăbești așa? Frate, Codrim, simt nevoia să consum de dimineață. Așa bel. Avocado, de ce n-ai zis așa, man? Avocado, trebuie doar să răspunzi la o întrebare. Hai mă. Frate. Codrin, fix la ce nu-s eu bun. Hai frate, nu merge controlul așa bine. Avocado, dacă răspunzi corect, îți dau diamantul ăsta. N-am niciun diamant, vreau și un diamant. Dau aici pe continuu, am aici un buton de continuu, dar nu prea răspunde, dă-l încolo. Controlul jocul ăsta. Altă întrebare... Fals. Ce prostie asta? Fugi. Dacă te prinde... Ce? Ce prostie asta? Ce e asta, frate? Că n-am înțeles. Cam asta a fost toată faza? Aaaa! Stai puțin. Merg încet. Să nu mă prindă... ciuperca aia. Păi, e o ciupercă spatele meu și încearcă să mă prindă? Că n-am înțeles care e faza, că... Cum mă opresc în jocul ăsta? Dă-i încet. Încerc să merg încet. Merg așa, încerc să văd dacă vine aia din spate. Hai că mă opresc, să văd ce se întâmplă. Uite ce încet merg. Nu mă prinde nimeni din spate, e o țeapă, uite și tu. Mergi cu spatele. Ce că fus să nu te prindă. Uite, știu, merg cu spatele și nu mă prinde nimeni. Ei, o țapă asta. Nimic nu mă prinde. Bun, haide să ieșim, că e foarte fain totul. Meniu. Ok. Dacă dăm aici la bănuți, observ că au pus o grămadă de in-a purchase cu 5 lei, cu 10 lei și cu 45 de lei. Acum, probabil, Codrin Bradea e un băiat gigel, dar eu, care am terminat facultatea de drept, pot să vă, zic sigur că nu puteți să... profitați de numele cuiva, mai ales dacă este o persoană publică, ca să câștigați finanțe, deoarece o puteți păți rău. Dacă persoana aia face acțiune, o puteți păți foarte rău. Puteți face jocuri gratis sau alte lucruri, dar nu puteți să le vindeți marfa sau imaginea că o puteți păți. Probabil Codrin nu-i pasă. Dacă dăm aici la play, vom observa că mai avem o grămadă de planșe. Hai să încercăm pasta peste 50, nu vreau să consum banii. Văd că pare să fie la fel ca cealaltă, doar că pe ciment. Deci, o schimbat puțin câteva imagini și s-au ajuns la asta. Trebuie să recunosc că... da, tot de un leu unde ai? Frate, crezut că îmi dai și tu de 5 lei. Îmi dai și tu ceva bani mai serioși. Trebuie să mut, dau mut la voce. Ok, cam asta e faza. Niciun leu în plus. Bun, haideți să ieșim de aici, să dăm la meniu, să vedem alte moduri. Roberto, mod de joacă Roberto. Haide să jucăm. Care-i faza cu Roberto? Roberto. Și sticleții. Start. Eu sar. Uite, mamă ce comic e. Hai că ăsta e comic. Mamă, dar ce-o slăbit cu Codrin pe cuvântul meu. S-o drogat asta. Nu mai văd nimic. Ce-o slăbit cu Codrin. E ca un fel de... joc din la de săritură. Un fel de Flappy Birds cu Mario. Trebuie să recunosc că e grafica e destul de plăcută. Și asta este în loop. Bun, cam asta este faza. Am văzut care este faza cu... așa să vedem ce mai avem aici nou. Nu mai am așa mulți bani. Să vedem alte moduri. Avem aici modul iarna. Colectează din sacul moșu. Sigur, că abia aștept să fac așa. E ceea ce mi-am dorit. Start. Vedem. Pot să sar. Apasă oriunde pentru a sări. Am înțeles. Deci la fel ca jocul dinainte.
Este efectiv la fel ca jocul dinainte. Îi fur banii de la moșu. Și cam asta de fază. Apropo, mă joc jocul ăsta pe modul avion. Pe modul avion, dar dacă nu fac asta, efectiv mă spanează cu 1050 de reclame. Nu s-a mai văzut. Care faza cu colecția? Ediția 1, mă costă 50 de lei colecția, dar ai pus un leu acolo. Haide să vedem. Clan Legiunii. Codrin luându-și singur temperatura. Gras. Ah, dar am crezut că o slăbit. Cel puțin așa arată în jocul ăsta. Alte moduri, ce moduri mai avem? Am vrea să încerc modul ăsta. Costă 50 de lei, Gumball and Darwin. Mod de joc, Gumball and Darwin apasă personajul favorit al lui Codrin în calea sa, sar peste ele. Pisi și camioane, atenție. Camioane, pisi, semafoare, navete, indienii. Hai să încerc ăsta, că ăsta e cu bani. Vedem care e faza. Start. Apasă unde pentru a sări, am înțeles. Ține apăsat pentru a sări mai mult. Cam așa ce faci, ja? Dacă dau un ăsta, pierd jocul. Am înțeles. Na, am jucat Codin Bradea, Cârciuma Adăberea, la 5 lei. Na, că am jucat și jocul ăsta, câțiva dintre voi m-ați spanat cu el. Sper că sunteți mulțumiți. Rupeți butonul de cocolai și scrieți în comentul ce jocuri să mai încercăm. Eu sunt Felix și ne vedem data viitoare. Pa!